doar o jumătate de bani. A fost odată ca niciodată un om foarte bogat și zgârcit. Era atât de bogat încât nimeni nu știa câți bani are și nu s-ar fi îndurat să cheltuiască din ei. Într-o zi, acest om a plecat la târg cu fiul său. Când să pornească spre casă, se porni o furtună torențială. Cum târgul era de cealaltă parte a râului, cei doi fură nevoiți să-l treacă. Apa a crescut foarte mult, iar bogatul nu se îndură să plătească un barcagiu pentru a-i trece râul. Fiul său, mai sprinten, reuși să treacă dincolo când apa era destul de mică, dar tatăl său, după ce ajunse la jumătatea râului, fu luat de un buhoi de apă. Fiul, speriat, se grăbi să cheme un barcagiu pentru a salva tatăl. Bogatul, dus de apă și înlemnit de spaimă, apucă totuși să-i strige fiului: să nu-i dai barcagiului decât o jumătate de bani, căci jumătate din râu l-am trecut pe picioarele mele. Barcagiu răspunse: dacă tot l-a luat apa, acum își poate și spăla hainele. Nu mai trebuie să cheltuiască pentru a le curăța. Când trece ploaia și se limpezește râul și hainele lui vor fi curate. Degeaba va fi cu hainele curate dacă va fi înnecat, spuse fiul îngrijorat. Dacă pentru el mai mult contează banii, pentru mine mai mult înseamnă să-l știu sănătos. Așa că cei doi, fiul și barcagiul, îl scoaseră pe bogatul cel zgârcit din apă. Astfel, fiul îi dădu o lecție tatălui, învățându-l că grija față de cei dragi este mai importantă decât banii.